Dragilor, iată-ne și în această frumoasă zi, cu acest frumos tutorial la mandolină. A fost una din solicitările din comentarii. Și am pus și un pic de chitară ca să am un instrument de armonie. Mandolina fiind un instrument cu valențe solistice, are nevoie de armonie ca să sune așa la adevărata ei valoare, să zic. Bun. Și cântarea a început cu chitară pe mi minor, eu m-am jucat un pic pe sunetul mi, da? Îl avem aici pe coarda re, tasta 2. Da, e o chestie pe mi. Mi și re. Mi, 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 re, mi. Nu e neapărat să faci asta, poți direct să intri cu linia melodică, da? Începem cu sunetul Si, da? Coarda Si, tasta 4. Și avem Si, Si, optimile, Si, Si, da? E bine să fie făcute jos, sus, cu pana. Si, Si, Mi, 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 da? Si, Si, Mi, Mi, Si-ul aici și Mi aici, da? Si, Si, Mi, 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 Sol. Și avem Solul fie cu 3, fie cu 4. Da? Suntem pe tasta 5, coarda re, sol, da? Mi, re, mi, fa, sol, fa, re, mi, da? Si, si, mi, 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 sol, 2, 4, 6, 8, 10, 12 de mi sunt, da? Si, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, și apoi m-am dus pe sol. Mi, re, mi, fa, sol, fa, re, mi. Și pe mi-ul ăsta, fiind de trei timpi, trebuie să facem mai lung, pe tremor. Sol, sol, una, doua, treia, sol, sol, și imediat doi de sol. Când da, sol, 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 re, 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 mi. Da? Când armate, sol, 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 re, re. Coardă liberă. La 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 mi mi mi. Da? Deci mi mi la 2 4 6 8 10 12 13 de la vine aici, da? Mi mi 2 de mi 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Și apoi 3 de mi. Să prinzi la mi la la în jos. Și pe mi să vin sus. La mi, mi, mi. Ca să respectăm ritmicitatea mâinii, da? Mi, mi, la, 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 mi, 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 sol, sol, sol. Apoi sol, 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 fa, mi. Da? Iar 8 de sol. Sol, 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 sol. Și al nouălea. Sol, fa, mi. 8 de sol pe optime mă refer, da? Apoi mi mi la 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 mi mi re mi fa sol fa re mi mi re. Iau încă o dată cu acum pe versuri, zic, da? Sunt sol, dume, dume, mire, Dumnezeu e tăria mea. Când ar, da? Așa doi de sol, pe când ar. Când ar, apoi matele de duhuri, mate, sol, re, matele de duhuri, cerul la întunecat, Dumnezeu e sol. Sufletul se zbate prins în cursa grea. Mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavei. Pe vei. Slavei Dumnezeu.
asta e cântarea, dragilor. Am cântat-o și pe note și pe versuri, ca să știi cum să pui, cum pică. Da, poți să repeți gama mi minor, ca să ți intre bine în mână, și avem mi, fa, diez, sol. Avem un fa, diez la cheie, mi minorul, da? E relativa minoră lui sol major. Sol major la fel, o să aibă un diez la cheie, fa diezul. Mi minor cu sol major sunt relative, adică game surori. Au același lucru la cheie, au aceeași armură. Sunt foarte asemănătoare, asemănătoare înseamnă relative. Da? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, do, si, re, sol, fa, mi. Și repet gama mi minor. Mi, fa, diez, sol, sau 1, 2, 3. Fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, do, si, re, sol, fa, mi. Mi, sol, si, mi. Arpegiul gamei mi minor. Mi, sol, si, mi. Si, sol, mi. Dragilor, acesta este tutorialul din ziua de astăzi. Să vă fie de folos și, în adevăr, Dumnezeu să fie tăria noastră.